În duminica a 15-a după Rusalii, în alt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Apostol Andrei din Galați. În omilia adresată credincioșilor, în alt preasfinția sa a vorbit despre măsura dragostei pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu și față de aproapele nostru. În Catedrala Arhiepiscopală din Galați se află spre închinare fragmente din moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale altor mari sfinți ai bisericii, dar și un veșmânt care a acoperit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Centrul celor mai importante evenimente spirituale ale eparhiei, Catedrala este locul în care, în data de 27 septembrie 2009, Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie.